ca personaj din cuplul vostru. M-am săturat de atâtea declarații. Hai să vedem ce spune. Presupusa amantă a domnului Elis, iată ce declară. Sunt foarte supărată pe Viorel că îmi face una pe asta. Este un mincinos, își bate joc de mine. Îmi spune că se mută cu mine, îmi spune cum vrea să divorțez. Este incredibil cum a evoluat relația dintre voi doi. Tu, în acest moment, locuiești într-un apartament achiziționat de domnul Lis? Este adevărat? Da, așa este. Este apartamentul în care, la început, am stat în chirie, el mi-a plătit chiria și ulterior a venit și mi l-a cumpărat. Cu banii jos a venit și mi-a cumpărat apartamentul ăsta, că a zis că să am și un loc unde să stau și un loc în care să vină. El, să știți, că vine aproape în fiecare zi și petrece câteva ore bune cu mine. Și mi-a zis că vrea să se mute, vreau să arăt tuturor, uite, hainele lui, el a adus schimbul. Să vadă toată lumea și cred că Oana o să recunoască hainele astea, că sunt ale lui. Uite, am aici și chiloți de-ai lui, am șosete de-ai lui, am cămăși, am de toate am și-a adus schimburi ca să vină să stea la mine. El apare să-mi spună că, vezi, doamne, ai și că nu mai am nimic cu ea. S-a dus la fel la emisiune și a început să avereze tot felul de lucru, că eu i-am cerut bani, că eu l-am șantajat, deci este un mincinos. Cum poate să spună că eu l-am șantajat? Să-și aducă bine aminte cum a tras de mine să ne întâlnim în weekendul trecut. El vine să spună că eu l-am șantajat, că mama este bolnavă. Păi nu e rușine să fac așa ceva, trebuie să afle toată lumea și o țară întreagă cine este Viorel Lis și cum poate să mintă pe toată lumea.